Lucrările la conducta de gaz metan Mintia-Brad bat în continuare pasul pe loc. Deși sunt avansate, lucrările trenează la o subversare a Mureșului și se caută în continuare o soluție tehnică optimă pentru finalizarea lor. În continuare avem problemele majore la subtraversarea râului Mureș. S-au elaborat studii geo pe verticală și oblice pentru a se găsi soluția optimă pentru a traversa cu conducta. Au fost situații extrem de grave acolo. S-a întâmplat de a fost și înțepenită o rețea de prăjini sub Mureș, o pierdere destul de mare a societății care execută această lucrare. Din fericire au fost asigurate, să zic, aceste lucrări. Urmează ca în cursul săptămânii viitoare să vedem studiile geo ce spun și să se caute un traseu optim pentru a nu mai fi probleme de natură tehnică. Pe de altă parte, administrația publică locală din Brad a depus un proiect pe finanțare europeană pentru realizarea rețelei de distribuție a gazului metan în municipiu. Primarul Florin Cazacu a anunțat că se încearcă obținerea de finanțare fie prin Ministerul Fondurilor Europene, fie prin Programul Național de Redresare și Reziliență, întrucât bugetul Bradului este prea mic pentru a susține o astfel de lucrare de anvergură. Primăria Brad a depus un proiect pentru înființare, distribuție gaz metan în municipiul Brad. Proiectul nostru va intra în evaluare. Sperăm ca după evaluare să fie trimis la semnare, să putem fi semnat contractul, să fie finanțată această lucrare pentru înființarea distribuției de gaz metan în municipiul Brad. Este extrem de important acest proiect. Noi am aplicat pentru fonduri europene la Ministerul Fondurilor Europene. În cazul în care nu vom fi eligibil prin Ministerul Fondurilor Europene, probabil că prin Programul Național de Redresare și Reziliență se va putea găsi o soluție pentru finanțare. Acest proiect nu poate fi finanțat din fondurile proprii, doar din fonduri europene. Este de o valoare mult prea mare și bugetul local nu va putea permite niciodată finanțarea unui asemenea proiect. Tronsonul Mintia-Brad se întinde până la Ștei, în județul Bihor, ceea ce înseamnă că, la finalizarea lucrărilor, mai multe comune hunedorene din Țara Moților vor fi traversate de conducta de gaz metan și se vor putea racorda la aceasta.